În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, ce mult înseamnă o vorbă bună spusă la momentul potrivit. Ce bine e ca un creștin să rostească o vorbă de zidire la momentul potrivit. Ce indicat este să dai un sfat bun, dar cine are nevoie, la momentul potrivit. Poate fi cuvântul pentru cineva o lumină, un ajutor, o mângâiere, o izbăvire, o scăpare. Poate fi cuvântul de ajutor pentru cel care poate atunci într-o încercare, într-un moment de cumpănă pentru el. Poate fi. Dar oare dacă așa puternic este un cuvânt al omului, un cuvânt ziditor, cum oare este cuvântul lui Dumnezeu? Acela are o importanță nemăsurată, nemărginită. Cuvântul dumnezeiesc, când auzi și când rostești, are importanță mare. Și acela chiar zidește, acela chiar întărește mai mult decât orice. Azi avem o Sfântă Evanghelie și ne vorbește despre noi, oamenii, despre sămânța, despre cuvântul lui Dumnezeu ce se seamănă. Și ce facem noi? Suntem asemănați cu pământul ce trebuie să primească acest cuvânt, această sămânță? Ce facem noi cu ea? Cum ne purtăm noi față de acest cuvânt dumnezeiesc? Găsim Evanghelia astăzi la Luca 8, 5-15 și ni se spune: ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au înăbușit-o și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Acestea zicând striga: cine are urechi de auzit să audă. Și ucenicii lui îl întrebau: ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vremea de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogățiile și cu plăcerile vieții, se năbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământul bun sunt cei ce cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Ne uităm la cuvântul dumnezeiesc, ascultăm învățătură sfântă. Iisus voia ca toți oamenii să primească lui cuvânt și apoi lucrând cu ea să se mântuiască. Dar fiecare om,
primește în felul lui cuvântul. Sămânța de care vorbește aici e cuvântul lui Dumnezeu. Pământul care lucrează într-un fel sau altul cu sămânța suntem noi oamenii. Noi îl primim într-un fel sau altul. Noi ne diferențiem după cum îl primim și după cum lucrăm cu el. Dacă ne uităm, sămânța căzută lângă drum n-a rodit deloc. Călcată în picioare, mâncată de păsările cerului, s-a dus. N-a mai rămas nimic. Dar oare chiar poate un om să facă așa? Oare chiar se poate să nu primească? Am începe cu venirea în lumea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Când a venit în lume, scrie așa Ioan în Evanghelie, zice, la ai săi a venit și ai săi nu l-au primit. N-a avut loc în Betleem, ci în peștera rece. La ai lui a venit și nu i-au dat loc. Vedeți cum se vede adevărul acesta. Dar să luăm altceva, pe un om aparte. Cândva se vestea cuvântul sfânt în Samaria și un om care era vrăjitor l-a ascultat pe Filip vorbind și a vorbit și el a venit și zice, a crezut și apoi s-a botezat și el. S-a botezat. Iată, zicem, a pornit pe drumul bun. A făcut ceva. Dar el n-a făcut. Vede că vine apoi Ioan mai târziu cu Petru, puneau mâinile peste oameni, primeau Duhul Sfânt și făceau minuni multe. Și a venit la Petru cu bani și a zis, Petre, aici sunt bani, dă-mi și mie putere să fac minuni. Iar Petru l-a certat. El n-a mai rămas creștin ca adevărat, iar s-a dus și s-a făcut tot vrăjitor, că voia să fie mare cineva, să fie prețuit, stimat, lăudat și să se teamă lumea de el, voia să fie în centrul lumii. Sămânța a căzut, dar n-a dat rod nimic. S-a pierdut. Vedeți că se poate. Dar acesta a fost un exemplu. Mulți alții au auzit cuvântul și rod. Nu au dat. Dacă am vorbit mulți alții, vei zice, ați vorbit la plural. Și dacă ați vorbit, mai dați-l un singur exemplu și gata. Și noi luăm exemplu. Mulți cărturari, farisei, saduchei, din preoții, din neamul Israel, au auzit cuvântul lui Iisus Hristos. Știau ce predică el. Că îl urmăreau mereu să-l prindă în cuvânt. După el să audă ce învață, doar îl pot acuza. Auzeau. Dar mulți, mulți n-au primit. Nu și-a făcut loc cuvântul în inima lor. Cel rău răpea sămânța dumnezeiască. Vedeți că mulți. Și de aceea Iisus plânge când coboară pe muntele măslinilor, mergând spre patimă, plânge pe Ierusalim, că nu l-a ascultat. Vedeți că mulți, nu unul sau doi sau trei, ci foarte mulți, puteau să-l asculte, puteau să primească învățătura, dar n-au vrut. Iisus a semănat-o și a semănat-o direct Dumnezeu. Dumnezeu seamănă sămânța sa, cuvântul sfânt direct și unii nu o primezi nici la Dumnezeu, ce să zici? Oare să nu te miri? Vine și le arată că poate, are putere că este Dumnezeu și ei tot nu cred, nu vor. Și mai mult zic, să-l pierdem. Să-l acuzăm, să facem să piară, să nu mai fie.
gând de la cel rău. Iar cineva chiar l-a vândut după ce a intrat satana în el. S-a dus și l-a vândut. Dar satana a intrat. Pe la ce te duce cel rău? Cum ia sămânța bună și se pierde și nu mai ai. Dar pământul acesta suntem noi, depinde care. Te poți face un pământ din acesta, să nu, ce nu primește nimic. Și mulți sunt și azi din aceștia, care nu vor să primească învățătura sfântă. Nu vor. Că nu le place, pentru un fel, pentru altul sau altul. Dar în primul rând, și satana îl răpește de la ei, nu cumva crezând să se mântuiască. Are și el grijă. Are grijă. Ca nu cumva să-l primească. Îi dă ceva gând sau altceva sau altceva și îl face să nu-i pese. Și să nu creadă. Apoi vedem sămânță căzută acolo pe loc pietros. Pământ puțin, rădăcină puțină, când răsare soarele se usucă. Cei care au cuvântul, îl primesc, dacă n-au rădăcină, când vin la vreo încercare, se leapădă. Oare din aceștia, oare au fost și sunt? Au fost și sunt. Dacă ne uităm și privim istoria creștinismului, au fost niște persecuții grozave contra creștinilor. Știm, aruncați în temniță era ușor, doar în temniță. Dar când erai chinuit, aruncat în vase mari cu ulei să te prăjească, sau să te ardă, să se încalțe cu încălțăminte cu cuie, să umbli așa, sau să staie pielea de pe tine, sau altceva, sau altceva, cum să fie cel mai groaznic și mai dureros? Atunci nu zici că a fost ușor. Iar mulți, de spaimă, s-au lepădat de Hristos. Mulți s-au lepădat. Și dacă veți citi istoria, aceia au fost numiți lapți sau lepădați, dar au fost numiți așa, să se știe ce au fost și ce au devenit. De frică. Cândva de frică și Petru s-a lepădat de 3 ori. Și Petru. Știm că apoi a plâns cu amar. Știm că Iisus, la Marea Tiberiadei, dacă el de 3 ori s-a lepădat, de 3 ori întreabă, Petre, mă iubești tu pe mine? Și apoi îi spune, Petre, vino după mine, îl cheamă iarăși. Repune înapoi întreaba de apostolat. Repune înapoi. Vedem că este revenire totdeauna. Poți să revii, din nou să primești cuvântul, să fii altfel de pământ. Se poate. Dar vedem și sămânță căzută între spini. Pământ bun, pământ bun, mult, sămânța începe să dea roadă, să crească, din ea crește bobul și alte, dar spinii o înăbușă. Oare ce exemplu să luăm noi aici, la aceasta? Oare la ce să privim? Ai privit la ogorul unui om leneș? Te-ai uitat la el? Poate ai privit. Asemănat. Cum asemănat? Adică negrijește. Dar el delăsător. Spinii cresc mari. Și recolta. Recolta nu este. Cineva zicea odată, am avut o vie frumoasă,
Lângă mine o vie mare a moștenit-o un leneș. Și zice, au crescut spini și bălării mari, mari. Să deau acolo vietățile cele sălbatice și ne mâncau strugurii noștri. Ce să facem? Ne-am gândit, hai să-i dăm foc. Dar am zis, nu dăm foc, că se aprinde și a noastră, că așa-s de mare. Distruge și via noastră. Și să îi dea foc sau te mut. De aceea s-a zis, au zis ei, să nu fii vecin cu un leneș, că nu-i bine. Au zis ei. Dar luăm un exemplu din Scriptură. Uneori, acei spini, deci cu ce aseamănă Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi? A zis așa, se nu între spini sunt cei care aud cuvântul, dar umblând cu grijile, cu bogățiile, cu plăcerile vieții, se năbușe și nu rodesc. Ceva din această viață te face să fii nepăsător. O grijă, alta, oricare ar fi ea, și te-au acaparat, te-au prins, uiți să faci să rodească cuvântul sfânt. Luăm un exemplu din Sfânta Scriptură. Am auzit despre primul rege al lui Israel. Primul. Dumnezeu până atunci nu le-a dat regi. Aveau între ei judecători ce conduceau după cuvântul lui Dumnezeu. Dar ei au vrut ca alte popoare să aibă și ei, precum alte popoare, regi. Dumnezeu le-a dat regi. Primul rege a fost Saul. Dar a fost ales într-un mod deosebit și anume era acolo judecător, era Samuel, omul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis să-l ungă pe acel Saul ca rege, uns din partea lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu. Și s-a dus și l-a uns. A fost uns acel Saul, om deosebit, alesul lui Dumnezeu. Să nu uităm asta. Iată-l, el a ajuns rege peste Israel. Și a ajuns și a fost bine. Dar apar ca în orice viață unui rege sau unui om împrejurări deosebite, când el trebuie să facă față la ele. Și anume, împrejurări când trebuia să zic, să știe oare ce va fi cu poporul, avea de dus lupte cu dușmanii. Și odată ce face el să știe ce va fi? Nu întreabă pe Samuel sau un proroc, ci merge la o vrăjitoare din Endor să o întrebe pe ea ce va fi oare? Mai ales că Samuel a murit. Merge el unsul lui Dumnezeu la o vrăjitoare să întrebe oare ce va fi? Dar nu ne mirăm. Și astăzi, unii creștini, un creștin la botez, după botez, e uns cu un mir sfințit, pe cei de dumnezeiască, ca să știe că e uns. Și scrie în Scriptură, voi unii le aveți de la cel sfânt, e uns pentru Dumnezeu. Și mulți creștini merg la așa numiții vrăjitori. Ca acela, mulți merg și astăzi, să le spună, ba una, ba alta. Ce întreabă ei sau vor să știe? Noi doar îl prezentăm pe el, nu cumva să facă și astăzi. Era unsa lui Dumnezeu și n-ar fi trebuit să meargă acolo, deloc. Dar el s-a dus. Unsa lui Dumnezeu nu trebuia să dorească uciderea unui om din Israel. Avea poruncile și porunca să nu ucizi. Dar a planificat să-l ucidă pe David. Pentru că el a fost lăudat de popor că l-a biruit pe Goliat. Și el plin de mândrie, cum să fie lăudat David și nu el, regele, unsul lui Dumnezeu? S-a umplut de mânie și a vrut să-l ucidă, nu doar așa, într-o dată,
Și mai multe ori a încercat și chiar l-a urmărit cu o armată, cu ostași mulți, să-l prindă. Dumnezeu îl păzea pe David. Și arăta lui că îl păzește, dar totuși răutatea lui nu a încetat. Vedem că avea grijă doar de mărirea lui, lumească. Nu căuta să fie cu Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, când a întârziat toată să vină preotul să aducă jertfă lui Dumnezeu, zice că o duce el, se pune în locul preotului. El care doar era rege, atât. Dar credea că le poate face pe toate. Toate sunt permise lui, toate le poate face el, că dacă are puterea aceasta politică, gata, le poate face pe toate. Așa credea el și a fost. Dar n-a făcut bine. Dumnezeu și-a luat mâna de pe el. Și atunci îi vine sfârșitul. În o bătălie vede că ostașii lui cam fug. Putea fugi și el. Să scape. Putea fugi. Avea cu el un purtător de arme, că nu era singur. Și alții care erau acolo lângă el. Că doar avea și el, care erau apropiații lui. Dar ce era totuși curios atunci? Un împărat nu stătea departe de bătălie, ci era în mijlocul ei. Lupta cu soldații lui. Nu stătea acasă. Îi trimit pe ei să moară, ei nu contează câți, să moară mult, 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 dar noi stăm bine. Era în mijlocul lor și în fruntea lor. El putea fugi cu ei, dar n-a fugit. El și rănit un pic și a zis, teama l-a cuprins și a zis, mă prind dușmanii. Îi zice la cel ce-i purta armele, scoate sabia și mă omoară. Este acela că el n-o face. Și n-a făcut-o. Și atunci Saul ia sabia și se aruncă în ea. Îmi putea zice să marcăm momentul, primul sinucigaș consemnat aici. Primul. După el urmează al doilea, armașul lui. Și așa l-a făcut tot la fel. Vedeți că el, pentru grijile lumii, uită de celele sufletului. Putea fugi. Putea să zică, Doamne, ajută-mă, Tu scapă-mă. Cum a zis Petru că s-a vândat în mare. Sau altceva, era unsul lui Dumnezeu. Numai că el, pentru grijile lumii și împărmăreție și altele, a lăsat pe Dumnezeu deoparte. Și atunci și Dumnezeu l-a lăsat pe el. Vedem că este sinucigaș primul și armașul lui. Și Iuda a fost sinucigaș și a luat viața. Și n-a fost bine. Vedem în toate acestea cum omul poate primi cuvântul lui Dumnezeu. Iar unii se aseamănă cu pământul bun, care primește sămânța bună și rodește, face rod mult. Așa spune Mântuitorul. Aud cuvântul, îl păzesc, rodesc într-o răbdare, dar rodesc, fac cele bune. Poți să fii un pământ sau altul, omul alege ce să fie. Nu poți să zici să aleagă altul pentru mine. De ales, alegi tu. Dar să nu uităm, acea sămânță, spune Iisus Hristos, este cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune. Dar ce fel de cuvânt este acesta? Și ce cuvânt este? Citim în Sfânta Scriptură, la 2 Corinteni, zice așa, Pavel, este cuvânt al adevărului. Adică spune dreptatea, adevărul, golgoluț, așa cum este el. Nu te minte, nu te înșală, nu te aburește. Cum este? Nu te supăra pe el. Dar nici nu întoarce spatele, că nu ți-e bine ție atunci. Și acum poți să alegi
Să iei cuvântul adevărului și dacă nu-ți place, iei pe minciunii. Dar tu hotărăști ce faci cu el. Ți se dă cuvântul adevărului. Tu hotărăști ce pământ ești. Dar am vrut să spun ce ți se dă de Dumnezeu. Acest cuvânt, această sămânță, cuvântul este, zice așa, al vieții, al vieții veșnice. Dacă îl iei și îl faci să rodească, dobândești și viața de veci. Ți se dă. Omul aleargă aici să aibă ce mânca, ce bea, ce îmbrăca, de toate. Știți ce spune Iisus Hristos și ne spune nouă? Nu numai cu pâine va trăi omul, și cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu, nu numai cu pâine trăiești. O, trăiește omul. Una nevoie și de altele, nu doar de pâine sau de îmbrăcăminte sau de căldură, ci și de altele. Tocmai aici e secretul că omul e aparte de necuvântătoare. Cuvântul lui Dumnezeu, știi ce este? Un cuvânt al credinței. Prin el dobândești și credința. Credința din auz, auzul din propovăduire. Dar ce să propovăduiască? Să vestească? Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul lui și voia lui și pe Dumnezeu. Vezi ce este el? Iar Pavel zice în altceva la Efeseni, ce cuvântul, zice, este o sabie a Duhului. Așa, zice el, făcând o comparație, care taie, intră, dacă o folosești. Și ce taie? Ce-i rău, nu ce-i bun. Ce s-a făcut rău, iar ce-i bun rămâne. Dar, dacă tu primești cuvântul lui Dumnezeu, cum este el, să știm? Ni s-a spus, el este al adevărului, să știm ce este. Dar cu ce îl poți asemăna? Știi cu ce? Luăm din Sfânta Scriptură, zice Pavel la evrei, zice, e viu și lucrător. Auzi? Dacă auzi că ți se spune s-a ajuns pe altul, cuvântul dumnezeiesc, dacă tu îl primești, vei ajuta pe altul. E viu și lucrător. Lucrează în tine și prin tine. Vezi? Am luat un exemplu simplu. Să vezi, dar lucrează și altele, și altele, și altele, numai un singur lucru, dacă îl primești. Se face o comparație. Se spune, cuvântul este ca ploaia și roa. Deci este o binecuvântare și un dar. Vezi ce este? Noi doar stăm să-l primim, dar ne-l dă Dumnezeu că e de la el. Dar dacă îl primești, vezi ce poate fi pentru tine? O binecuvântare. Înțelege. Poate să fie. El este, luăm alt loc din Scriptură, de la Psalmist, ca lumina ce luminează pașii tăi, drumul tău, niște jaloane ca să știi să nu rătăcești, să nu cazi în prăpastie, să nu pierzi, să nu mori, să nu te rănești. Vezi? Cum este ca lumina să lumineze calea ta și nu va fi întuneric în calea ta. Și dacă este un obstacol, vei să-l treci sau locolești, să nu te zdrobești de el. Dacă vrei să știi mai departe, zice, ne spune nouă Pavel Apostolul, zice, este ca o sabie cu două tăișuri. Taie, unde merge, taie, 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 dar ce rău, repetăm. Și mai mult, să luăm aminte, ne spune Ioan, zice, cuvântul este neperitor. Ai înțeles? Iar Matei punctează mai mult și zice, este veșnic. Asta înseamnă. De aceea, dacă până acum nu l-ai avut, nu l-ai primit, poți să-l primești.
Ai vreme. Cuvântul nu s-a dus, ci a rămas și pentru tine. Poți să-l iei și să devii un pământ bun și să dai roadă bună. Iar cuvântul în cei ce cred lucrează cu putere. Și nu puțină, ci cu putere multă lucrează, încât te miri. De ce s-a așa? Pentru că au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt are un scop bine determinat, precis, de Dumnezeu stabilit și rânduit. Oare ce scop are sămânța dumnezească, cuvântul sfânt? Luăm din Sfânta Scriptură, are ca scop să lumineze mintea, să o lumineze, să înțeleagă ce-i bine și ce-i rău, ce-i bine să facă și ce-i rău să nu facă, să leagă cele bune și folositoare pentru el. Asta vrea Dumnezeu ca omul să înțeleagă, că vrea să lumineze, să înțeleagă că-i pentru el și Dumnezeu pentru el lucrează. Ba mai mult, vrei să știi, are ca scop să devii înțelept, precum a fost cândva Solomon. El a zis, Doamne, vreau înțelepciune să pot conduce poporul. Dumnezeu îți dă înțelepciune, te poți conduce pe tine și apoi prin tine să și pe alții. Dar întâi pentru tine, să fii înțelept, să te conduci pe tine. Mai mult are ca scop de a da viață, viață de veci. Și în alt loc se spune, are ca scop de a veseli inima, a-ți aduce bucurie lăuntrică. Mare lucru și acesta. Și apoi are ca scop de a te mângâia. Dumnezeu ne vrea să ne aducă mângâiere. Și apoi când aduce mângâiere, vine liniștea și coboară. Dar dacă ți se dă cuvântul astăzi și îl vei auzi, oare cum să-l primești acest cuvânt? Cum să-l primești în dreptul ca om? Știi cum să-l primești? Citind din Sfânta Scriptură, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, nu de la oameni, nu de la om, la Dumnezeu. Și să-l primești, spune în Scriptura, cu toată sinceritatea, sincer, deschis, știind de unde l-ai primit și cine ți-l dă. Și apoi îl primești, nu să-l calci, nici să-l vinzi, nici să-l strâmbi, nici să adaugi la Israel sau să-l scoți ceva, ci așa cum a fost dat, să-l păstrezi și să lucrezi cu el. Spune Sfânta Scriptură să-l primești cu bucurie mare. Oare Zaheu cum îl primește pe Iisus în casa lui? Cu bucurie mare. Noi să primim cuvântul lui Dumnezeu și apoi prin el primim pe Dumnezeu. Să-l primești așa cum l-a primit Zaheu pe Iisus Hristos și tu cuvântul său să-l primești. Dar ce trebuie făcut? Dacă l-ai primit, dă-l și la altul. Să devii un fel de izvor. Ai în tine, ai și tu poți să dai, că nu încetează să mai fie în tine. Poți să-l dai mereu. Și dacă îl dai, te-ai făcut un fel de izvor care dă mereu. Dă-l și la altul ca să fie. Credinciosul, știți ce face? Spune Scriptura, credinciosul umblă în cuvântul lui Dumnezeu. Umblă în el. Credinciosul se rează-mă pe el. Credinciosul, știți ce face? Vorbește despre el. Și credinciosul nu-l uită, ci-l are. Important lucru, să nu-l uiți. Zici, îmi spui să fac asta, că așa mi-a spus mie Domnul. Fac asta, că așa mi-a spus mie. Și nu-l uiți. Și-l știi. Mucenicii au murit pentru că l-au mărturisit pe Dumnezeu și au vestit cuvântul lui. Dar au suferit până la sânge.
și au stat în cuvântul lui și nu l-au uitat și nu l-au părăsit și nu au zis, ne lepădăm de el. Cei care sunt necredincioși nu cred. Unii zic că sunt credincioși și strică. Pun sau șterg cum le pasă lor, cum le place lor. Și nu-i bine. Alții nu-l primesc deloc sau alții nu cred. Dar e treaba lor. Noi vorbim acum de noi. Creștinii trebuie să se gândească la el, să-l primească cu bucurie, cu drag și să aducă roadă însutită. Și roada aceasta merge în cer și o moștenește acolo că își face comoară veșnică. Dar dacă ai înțeles, creștinule, s-o faci. Cine are urechi de auzit să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Oh,
Binecuvântate ești tu între femei și binecuvântate este rodul pântecelui tău, care ai născut nouă pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea înălită, pururea fecioară, Duhul căciunile noastre la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se simbuliască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să dă binecuvintele în vecii vecilor. Amin.